Să mergem împreună toți, El ne așteaptă să venim în casa Tatălui Său. Hristos a înviat, dragilor! Sunt părintele Isciuc Aurel Paul. Suntem familia Cosma. Mă numesc Sora Andreea Maria Mihoc. Numele meu este Voicu Păstu Nicoleta. Mă numesc Gălățeanu Cristina. Sunt Marta Andro. Suntem Mane și Liviu Pal. Mă numesc Sora Andreea Maria Mihoc și de aproape 8 ani fac parte din frumoasa familie a surorilor slujitoarele săracilor. De ce soră și nu altceva? Aveam cu totul alte aspirații, până când într-o zi am simțit în sufletul meu această chemare și am fost liberă să răspund sau nu aceste chemări. Am ales să spun da și sunt mulțumită. Mă simt împlinită. Cum am înțeles asta? E ca și atunci când te îndrăgostești, când îți întâlnești perechea. Simți, știi și alegi că alături de ea să-ți petreci întreaga viață. Cam așa s-a întâmplat și cu mine. Am simțit această chemare, m-am îndrăgostit de ea și, răspunzând aceste chemări, mi-am asumat tot ce înseamnă ea. Desigur, și ca soră, ai în viață momente plăcute, mai puțin plăcute, bucurii, încercări, crize, dificultăți. Sub această haină este un om. Dumnezeu, chemându-mă, nu mi-a luat umanitatea, mi-a lăsat-o, cu tot ce înseamnă ea. Am calitățile mele, dar am și limitele mele, am luptele mele proprii, cad de multe ori. Și asta mă face să mă simt nevrednică de această chemare, să mă simt mică și totuși iubită de Dumnezeu. Asta mă face pe mine să merg mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, faptul că mă simt prețioasă în ochii Lui, faptul că îmi acordă atâta încredere și face asta cu noi toți. Acest trandafir este primul de anul acesta și ca să devină atât de frumos, s-a lăsat udat, s-a lăsat îngrijit, s-a lăsat curățat. Drumul meu continuă, nu s-a terminat și în fiecare zi învăț să mă apropii mai mult de Dumnezeu, de ceilalți. Cred că este necesar ca și noi să ne lăsăm curățați, îngrijiți, pentru că astfel, prin viața proprie, să dăm mărturie despre Dumnezeu. Parfumul lui Dumnezeu să ajungă și la ceilalți. Să ne lăsăm hrăniți de El prin intermediul rugăciunii, al sacramentelor. Aș dori să închei cu versurile unui cântec pe care l-am cântat în ziua profesiunii mele perpetue. Și sună cam așa. Suntem chemați la iubire, avem aceeași unire, să construim împreună o lume mai bună pe pământ. Domnul ne cheamă să-L iubim mereu, precum Maria, Maica sa prea sfântă. La iubire